Suntem în Sântoma, județul Arad, o colonie, o localitate foarte mică, la 9 km de Arad, înspre Peșca. Alături de mine este Sergiu și tatăl său, domnul Gheorghe. Suntem astăzi aici pentru că Sergiu are nevoie de ajutorul nostru. După cum se poate vedea, din păcate Sergiu nu mai are piciorul drept, el suferă de cancer osos și aș vrea să intre pe cei doi în câteva cuvinte să ne povestească ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cum s-a ajuns în situația aceasta. Cum s-a întâmplat totul? În urmă cu un an jumate, Sergiu a avut o lovitură la gleznă. Am înțeles că a salvat sau a încercat să salveze viața unui nepot. Da. Cum s-a întâmplat? A fugit ca să-l ferească, să nu-l lovească în mașină. Față la poliție și m-a lovit într-un pilon. El vrea să treacă și eu m-am lovit într-un pilon de la trecerea de pietoni. Am înțeles. Și am picat jos și nu m-a dat nimeni niciun ajutor. Te-ai lovit foarte rău, să înțeleg. Da. Am înțeles. Și după ce am ajuns la spital, după care, după 4 luni de zile, am ajuns la Timișoara. Numai o secundă, după ce a căzut jos, da, după ce s-a lovit, am înțeles că ați fost la spital în Arad. Da. Și ce s-a întâmplat aici în Arad, la spital? Aici în Arad ne-a ținut 3 luni de zile, în ideea că el nu are nimic, doar o luxație. I-a pus ceva la picior aici în Arad? O atelă. Da. Deci timp de 3 luni de zile a stat cu o atelă. Cu, da? Atelă. Și după aceea, după 3 luni de zile, s-a prelungit atela cu gips. Da, tot aici în Arad? Tot în Arad, da. Și după 4 luni de zile i-a luat gipsul jos și n-am mai avut de ales. Ce-ați văzut când a luat gipsul jos? Vână, a fost vână. Și te-a durut ceva atunci? Și durere și... Și v-au trimis la Timișoara? Da, Timișoara. De ce v-au trimis la Timișoara? La Timișoara ne-au trimis pentru niște analize mai amănunțite. Adică, practic, s-a văzut că la picior este mult mai greu decât se credea. Exact, da. Și la Timișoara ce s-a întâmplat? La Timișoara am stat aproximativ 3 luni de zile cu chimioterapie. Am înțeles că înainte vi s-a făcut o biopsie, da? Da, 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 da. Da? Și după biopsie vi s-a confirmat sau vi s-a spus? Ne-au chemat, da? Să ne spună că nu mai are nicio șansă decât să-i amputeze picior. V-a spus că Sergiu are cancer, da, de da, da, da. Și noi n-am acceptat ideea, am stat 3 luni de zile cu chimioterapie în ideea că poate el să se va vindeca. Poate și scapă să nu se amputeze piciorul. Da, da. Și în urma unui PET-CT, așa au zis doctorii că ar fi mai bine să îi se amputeze piciorul el mai de sus de genunchi, în ideea ca să nu se urce cancerul la, da, și nu la zonele corpului. Da, da. Am înțeles. Și după ce i s-a amputat piciorul, după aceea a mai urmat o perioadă de chimioterapie, da, am înțeles, da, da? Da? Iar astăzi Sergiu este acasă, da, este relativ mai bine. Mulțumesc. Însă, din păcate, așa cum se poate vedea, Sergiu nu are piciorul drept. Acum, din fericire, sunteți acasă și știu că urmați tratamentul acasă, da? Da. Un tratament care vă costă bani lună de lună. După câte știu, dumneavoastră sunteți alături de Sergiu zi de zi, soția lucrează, da? Și dumneavoastră aveți nevoie de ajutor din două puncte de vedere, ca să spun așa. Aveți nevoie de ajutor pentru a putea face cât mai des acele analize, cum se numesc? PET-CT-ul. Da? PET-CT-ul. Cât costă? 1200 de euro. 1200 de euro. Se decontează ceva? Nu. Nu se decontează, de aceea aveți nevoie de ajutor, da, ca să-l puteți face de cel puțin două ori pe an. Da. Cu ce vă ajută această analiză? Ce rol are? Păi ca să vedem, ca să nu fie probleme în viitor cu copilul. Adică vedeți efectiv evoluția bolii, stadiul bolii, da? Da, da, da. În ce măsură cancerul s-a extins sau s-a mai redus, sau, da? Da. Și în același timp aveți nevoie și de o proteză pentru picior, da, care este foarte, foarte scumpă și nu aveți resursele financiare. Nu. Da. De aceea apelăm la cei care urmăresc acest material video să vă ajute cu fonduri pentru aceste analize, pentru tratament, da, și pentru cheltuielile pe care le faceți lunar cu această boală, da, această boală cumplită și pentru a cumpăra proteza pentru ca Sergiu, da, să poată să meargă din nou. Este. Știu că lui Sergiu i-a plăcut foarte mult să joace fotbal înainte, da,
a fost și foarte slăbuț, acum a luat și kilograme în plus. E adevărat. Din cauza bolii, din cauza faptului că se mișcă mult mai greu. Dar sperăm că oameni cu suflet mare vă vor ajuta și veți avea proteza și resursele financiare pentru analizele medicale și pentru tratamentul lunar. Le mulțumim tuturor!